Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică a Universității din Craiova este facultatea cu cei mai mulți absolvenți care se integrează pe piața muncii imediat după terminarea studiilor. Peste 80% dintre absolvenți sunt angajați în companii IT din țară și străinătate. Companiile din domeniu sunt direct interesate de formarea profesională a studenților, oferind pe de o parte proiecte educaționale și pe de altă parte locuri de muncă atractive pentru cei mai buni absolvenți. Un proiect unic este și dotarea unui laborator de către o companie germană specializată în proiectarea și implementarea sistemelor incorporate pentru industria de automobile. Avem un proiect de prezentat joi și am venit să testăm aplicație, să vedem ce erori, ce merge, ce nu merge. Caracterizează un pic acest proiect. Despre ce-i vorba? Avem un de făcut, aplicația constă într-un sistem de ventilație pentru mașini și trebuie să facem partea de software și să testăm, să vedem dacă e corectă. Și cum merge până acum? Până acum aproape merge. Încercăm acum să-i dăm de cap tot pe partea de testare la clima automată pentru o mașină. Momentan încercăm să vedem un semnal la ieșire pentru un senzor de temperatură și căutăm exact portul, s-ar putea să nu fie conectat unde trebuie. E dificil de găsit o soluție? Dificil nu este, doar că trebuie să știm noi să căutăm unde trebuie. Momentan ne uitam în fișa plăcuței pe care lucrăm, fișa care conține toate informațiile despre ea și să sperăm să identificăm problema. Această firmă, sigur, a ales Craiova cu gândul că va găsi o piață a muncii bine pregătită și acest lucru s-a concretizat într-o foarte bună colaborare. În urmă cu 4 ani de zile, firma a investit în acest laborator și în acest moment putem spune că s-au investit efectiv peste 50.000 de euro în laborator, în dotarea lui, precum și în, să spun eu, dezvoltarea unor activități foarte, foarte diverse, din care, sigur, are de câștigat și studentul, care va fi foarte bine pregătit în domeniu, bineînțeles și firma care a investit. Alte companii din domeniu le oferă studenților proiecte educaționale pentru a-i pregăti pentru ceea ce urmează după absolvire. Cei mai buni dintre ei devin angajați ai companiei. Doru este unul dintre tinerii recrutați de către companie încă de când era în anul 3 la Facultatea de Calculatoare. De atunci au trecut 8 ani și se consideră un om împlinit pe plan profesional. Este o muncă foarte plăcută, foarte puține momente de intensitate, să zicem, dar care sunt specifice părții acestea de știință exactă. În schimb, răsplata este una pe măsură, pentru că programele pe care le-ai realizat sau la care ai contribuit, la care ai pus suflet și acel stres și pasiune intensă, se materializează și sunt folosite de oameni poate în întreaga lume. Doru consideră Craiova locul perfect pentru a începe o carieră în IT și nu a vrut să plece în altă țară, chiar dacă ofertele par a fi tentante. A fost tentant. Este un lucru normal să stai la curent cu cererea de pe piață, atât din România cât și din vest, dar punând în balans lucrurile esențiale, lucrurile nu mai este o discrepanță așa de mare. Cu toate că o mașină sau o bere la supermarket costă cam la fel în Europa, sau carburant, sau lucrurile acestea aduse care sunt echilibrate, totuși chiriile, sănătatea, educația sunt cele care fac diferența de costuri între Europa de Vest și România. Denisa Simion este programator în aceeași echipă cu Doru. De fapt, toți sunt tineri și cei mai mulți se cunosc de când erau studenți. Pasiunea pentru informatică este numitorul lor comun, chiar dacă fac parte dintr-o generație care a descoperit calculatorul la vârsta liceului. Cumva am avut și puțin noroc. Că am ajuns la un liceu de informatică intensiv, unde informatica a fost, chiar era cea mai importantă materie, făceam cele mai multe ore de informatică și pe parcurs mi-am dat seama că asta vreau să fac. Și mi se pare
cea mai bună meserie pe care aș fi putut să o am în România. Chiar este cea mai bună. Străinătatea nu a fost niciodată o tentație? A fost o tentație, dar nimic palpabil. Adică mereu spun că mi-ar plăcea să văd și cum este în străinătate, dar totuși când mă gândesc să fac asta, îmi dau seama că aici este mai bine pentru mine. Mihaela are 23 de ani, este tester, dar și cel mai tânăr angajat al aceleiași companii IT din Craiova. Mihaela a intrat în echipă când era în ultimul an de facultate. Am terminat un liceu cu profil MateInfo. Și atunci era firesc să urmez o facultate cu profil tehnic. Evident, puteam să optez și pentru o altă facultate, dar mi-am dorit un profil tehnic. Pentru că meseria asta în IT este destul de bănoasă, să zic așa. Ai posibilitatea de a câștiga bani frumoși încă de la început, fără... cu mult efort, e adevărat. A trebuit să învăț mult, dar și rezultatele vin foarte repede. Înveți și se vede imediat produsul finit și vezi câștigul. Doru, Denisa și Mihaela fac parte dintr-o categorie socioprofesională foarte căutată în toată lumea. În Craiova sunt recunoscute 3 companii IT de top care însumează peste 500 de angajați, la care se adaugă și alte firme unde lucrează în jur de 400 de programatori.